Ok, salutare lume și bine v-am reținut la episod din GTA 4, ultima oară, ce a făcut săi ultima oară. Știu că l-am omorât pe la curul luneta, cei care l-am lăsat să trăiască, dar l-am omorât după, pe cei care reprezentau un pericol. Mamă, dar ce-aș face, ce-aș da și eu pentru baie în jacuzzi. Aoleu, nu face jocul undeva se cheamă, în sâc așa, la mișto, știți? Și asta dau sunor puțin mai încet pentru ca seara m-am auzit mai tare. Așa, ai maxim atâta. A vrut să... Ce bune, bune? A, uite pe Dwayne, frate meu. Ai treci pe Playboy. Mă rog, în fine. Ce să mergem? Unde să mergem? Vedeți că am scos efectele alea. De parcă zici că era o mare... Mai adevăr că nu se... Chiar, că fai o diferență, dar mi-a plăcut mai mult cu efectele alea, mai... Acum să ne învârtim prin jos să găsim o mașină acum. Ar trebui să fie fantoma lui Playboy, ar fi chiar penal să fie fantome. De fapt nu m-aș mira, că San Andreas există, nu înțeleg de ce. Fantoma lui Big Smoke. Adică bine, nu puteți să spuneți că nu știți. Acum jucăm și San Andreas-ul voi. Hai să ajungem la Patrick McCreary. Mamă, ce diftoi am făcut să-mi bat piciorul. Deci am descoperit asta un program, aseară, mă rog, ieri, pe masă. Un program de asta care convertește clipurile și l-am convertit și pe asta să văd ce face. Că am văzut că, dramaticali, dacă vă uitați la like-urile pe care le-am dat, o să-l găsiți. Se numește Handbrake, ăuliu, Handbrake, programul ăla îți convertește clipurile, de exemplu, aveam un clip de vreo 6 GB. L-a făcut în 256 MB. Deci, pot să mai converteze de mai multe ori dacă spun să dau la o formă dorită. De exemplu, dacă am acum vreo 16 GB, pot să-mi facă în 2 sau în 900. După aceea, dacă vreau să mai convertesc din nou, să mai fac de o mărime mai mică, deși nu prea vreau, pentru că am răbdat la render. La render, la upload și tot așa, mă rog. Am văzut că nu prea v-ați uitat, că am pus și foarte repede episoadele, deci am pus unul după altul. Adică v-am trebuit ca să vă las maxim să pun asta maxim mai pe seară, episodul. Vlogul o să le fac mai târziu, adică nu o să fiu și liber. S-ar putea chiar azi să fiu liber să fac un vlog. Opa, oprește mașina așa. Hai să plătim și la vamă. N-am mă grea, vă bugați în voi, vă faceți cu schimbul. Așa. Nu am avut aseară un vis să-mi bag piciorul. Deci... Asta vă povestesc eu ce am visat în ultimele zile. Tot am zis eu că fac din la București, am zis că fac vise, că nu știu ce. La București, bă, frate, mă gândesc, mă uit în urmă. Și mă gândesc, bă, cum eram eu pe vremea atunci, bă. Ce voce aveam, frate. Aveam o voce de-aia. Nu că aveam bine, bă, atunci aveam groasă, nu pot să zici, dar acum, frate, m-am atunci. Aș o să zic și eu acum, mă văd peste câteva luni și văd, deci pot să ce voce aveam. Și eu stau în voce și m-a schimbat atunci. Nu m-a zis de Nicolas cum o avea. Hai să ajunge la pechi, vedem ce... Ar trebui să schimb și costumul, mă enervează deja, a devenit cam prea. Ai scuze, ții altul. Ce? Te top. Te vrei vezi. A, mă! Ce dracu are, bă, frate? A, să vezi că are glitch-ul atâmpit. Băga mie și să-mi bagă ceva în el. A, oleo, de joc cu măsii. A, da, e comeback 6, ok, bine. Nu că mai am lovit un glitch, nu mai știu când. Parcă, nu mai știu, acum câteva săptămâni, bine, nu am cam plan începutul jocului. Și nu puteam să... Efectiv, nu puteam să intru la misiune, am ieșit din joc. Și când am uitat din nou, mi-a mers. În concluzie, hai să mergem la asta. Sunt tot felul de ăștia care rezolvă misiuni de asta suplimentare. LOL, ăsta e cumva Batman-ul ăla de la Little Jacob? Ah, dar chiar e. LOL. Hey, my youth, walk one. Hey,
Hey, all y'all go out like you know Obi is road boy. Chop, you don't know who he is. Bad man, what's up? Why, me tell you road boy. Me said no one can test me no road boy. No one can test me. See? Who's testing you? Them slibber, slabber Russian type my youth. Yeah? That's everything, disrespect. Yo, road boy, let me tell you something right now. But come and stop and drink milk, road boy. We never come out for court no call. Right, whatever you say. Yo, road boy, let me tell you something. You see, fish could keep their mouth closed. Them wouldn't get caught, road boy. Exactly. Tell you what, let's go hit those Russian fuckers right now. You know what, road boy? Come Whoa. And deal with them boy there right now. Mamă, deja s-a... Yo, Mario, get your vehicle. E, da, bă, da, mă, aici în față, mă, nu mai știu, nu mai văzut când am intrat. A. Și acum că am găsit programul ăsta, s-ar putea... Oricum s-ar putea să le pun pe asta pe privat, decât să le pun pe... normal. Mai pe seră. Mă, să faci DLC-urile de la GTA 4. Sure, Batman. Some Russians been up in my face as well. My youth, listen. You're righteous youth, my youth. Jacob tell me about a long time. You're righteous youth, my youth. Da, n-am mai văzut că am părăsit. Where is Jacob? My youth, am adu-i ting da, right chiar. Now, you know, see. Catch up with him, girl, and ting. Ah, ești pregătit tip curvele, a? Yeah. Mamă, mai tac ăștia din gură, frate, să... What the hell, what the... Sunt tot felul de ăștia de oameni din... Ah, și gata, aici se mură, gata, mamă. S-a elevat... Aulu, aulu, oh my god! Dar și m-a dus ca bou, așa, știi? Nenarmat. Aaaa, mă, scutește, nu te-am omorând, ți-a tras shotgun-ul în cap. Lol. Aaaa, băi, nene, zici că sunt... Ce dracu am dimineața asta, frate, să-mi bat piciorul. Lol, eu am dat ultimul glanț. Righteous youth, my youth. Them Russian boy cause me no more botheration, road boy. Respect you. Don't worry about it, man. Yo, road boy, I catch you around and thing, man. One love, Rasta. One love, Rasta. Oh my god. Mm-hmm. Mai de văd că m-ai și plătit, bă, ce să zic. 500 de dolari, oricum nu prea am ce faci cu banii în GTA-ul ăsta. Dacă aș face, dar puțin, mi-aș... Hai bă, toți acum că sunt liber, hai să mai să cumpărăm și niște haine, niște țoale de aia de bărbat adevărat de... Și nu avem... A, fapt, lasă-ne ce la Apechi. La Coffee deschid la Apechi, dacă nu... Asta e. Și pe mesaj de oare de la Cinico. Hard from your boyfriend, e check email. Aia e treaba, dacă nu, nici acum nu merge, mă duc la UFI-ul ăla, la poliția ăla, la gaburul ăla tâmpit. Și că lucrează pentru FBI, frate, mamă, deci... Într-un fel, poate ea are și dreptate, poate ne rezolvă, poate ne face câteva pile pentru poliție, zic eu. Altfel nu pot să dau seama. Am vrut aseară să filmez, dar aseară m-a lovit o foame de aia urâtă. Și mi-a făcut de mâncare și când așa aveam cu burta plină, a zis, bă, frate, nu mai filmez. N-am avut nici chef, mi-era și somn. Și acum, de din asta, bine, și acum am mica somn, dar mă rog, în fine. There he is, Nico Bellic. Nico, these are my two brothers. Well, two of my brothers, two that count. Derek and Gerald. Okay. Hi. Derek has just returned to the family fold after a good few years in the old country, involved in the struggle. Sort of like you, I'd imagine. And Jerry? Jerry's the man. And you remember Michael, St. Michael? Yes, yes, it's nice to meet you. Nico's a trip, man. I met him through that Puerto Rican coke dealer. So you want to involve him in family business? What do you know about him?
What I know is he likes a fight and he ain't the fucking law. Oh. No offense, mister. That ain't good enough. Well, it's good enough for me. He's a good lad, Jerry. Was I talking to you, inbred halfwit? I make a point of not talking to the unfortunate victims of brother-sister marriage. Don't you speak about my parents like that. Oh, you're like fucking Cleopatra. 15 generations of brother-sisters fucking, and you're so thick you take orders off my idiot brother, Packy. Who's so stupid, he had to tattoo his name on his arm? If there is a problem, I'll go. No trouble. I have other ways of making money. There's no problem. Jerry just likes to think he knows best about everything, which is why he's been married 3 times already and still won't admit he likes men. Ah, no problem. I'll leave you boys to it. Don't screw up. Packy, take care of Derek. He's been away. Mm-hmm. You? Da, ții cu mine. Nothing personal, but don't fuck with my family. Mm-mm. Or I will fuck with yours. Ai grijă cum vorbești, bă, tăranule. Cine te crezi? Du-te, dracu, de bețiva în dracu. Nu vezi ce față ai de moldovean prost? Da, hă? Dacă aș fi avut o familie. Oh, like a boss, frate, like a boss. Asta e un taxiu. Like a boss, asta e misiune pentru boss asta. Mașină, ieși afară. Ieși afară, ieși afară, ieși acasă. Ieși, ieși, zăt. Hai băieți. Oh, cred că ne cer să jefuim pe bancă. Hai să o facem, bă, frate, dedic. Oh my god. Aveți și mașina de aia ca în filmul la Heroes. Hai să o facem. Hai să facem. Mama, deja m-am enervat, gata, hai să ieși. Well, Nico and Derek manage the employees. Anyone tries anything, you put them down hard. Once the situation has been controlled, Derek's going to rig the vault door with explosive. I got enough PE4 here to get through anything they throw at us. PE4? I never heard of that. Fuck. Some limey name for C4 that Derek here picked up. Ah, olu, vezi acum ce mi-e grea. O să vină acum. E frică de ea. Opa, 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 ui. Ca lumea, bă, da. Zici că suntem pe gheață aici, să-mi bag piciorul cu mașina. Nu uite, net cafe. Opa, opa. Opa, e. Oh. Nu contează, contează să fie un banca. Mă rog, ce-am rămas din mașină. Aoleu, hai să fie totuși întreagă când ajung acolo, ca să-i mușile de scalul meu. Hit the nail on the head, Packy. Really, Michael? You don't think I know that? And Jerry was right about you, Mikey. Your parents must have been twins to produce a kid as dumb as you. I'm surprised you ain't got 3 eyes, no balls, and a club foot. Don't bring my parents into this. Ah, perfect. Te-ai pus fix acolo, frate. Ce să zic? Deștept. Mă enervează, frate, podul ăsta, frate. A trebuit să fie un portal sau ceva aici, să se ieși într-un portal. Că uite, ești tu, deci ăștia sunt o misiune de proști care se spawnează fix în fața mea, frate, mașinile. Deci... Bank of Liberty City. Hai să-i jefuim, gata, bă, vrem bani, vrem bani și valută. Da, momentul adevărului. Ia, vedem acum ce faci. Ce faci, Monica? Ce fețe au ăștia, bă, să-mi bă piciorul în ei? None of you fucking fucks move! Get on the floor! None of you is gonna get a medal for playing hero. All you's gonna get is a bullet to the heart. Don't none of you worry about nothing. We're here for the bank's money. It's going to a greater cause. Shut up and handle the safe! Mama, și ăsta să-mi bă piciorul. Ce fricos. Open the door! Deschide. Deschide, bă, ușa. Open the fucking door. Okay. Okay, wait a minute. I got it. Get on the floor. Now. But sir, you too. Okay. Okay. Hey. Hey. No, I'm a gun club member. Ce? Take these rookies downtown. Are you with me? Hey, what's your name, son? Luis. But this ain't such a good idea, bro. Yeah? Ah, Luis. See, catching that pass in my high school championship football game was a bad idea, because I broke my leg in 13 places, but I scored a touchdown and won the game.
world is built out of bad ideas, my friend. Come on. The PE-4 has been molded and is set to explode in 60 seconds. După că interesa pe lui. S-o puștia. We are friends. Me and my brother here. Why are you telling him we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for him to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people. Fuck your cause. That shit's over. Ireland's not the only thing. Ireland vă certați acum. Now you said bloody Ireland. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you! Take the needle out your arm, then tell me what to do! I'll let you tell me what to do when you stop shoving half of Bolivia up your nose every Saturday night! Motherfucker! What the? We told you not to fuck with us! Shit! Michael! Say fucking Michael! Michael! What ma... What the... Shit! Get the money! Me and my brother will watch the kids! Ia mă, cine l-a omorât? Stai jos, Luis. Sau cum te cheia când l-ai ținut. A, mă, bă, ce bea de jocul ăsta, sunt băit. Mamă, ia. What the hell, ce dracu mers? Mamă, nici nu mai... Asta ar fi o bună încăpere pentru mine, pentru calculator aici. Asta seamănă puțin cu aia din Mafia 1. Misiunea scoasă cu banca. Bank of Liberty. Ah, cum aveți ce vreau să ne urmați noi poliția acum, este vezi ce ne chinuim acum. Ah, normal. Era și dracu. Adică era prea ușor să fără elicopteri, ne. 1000 de mașini în față, ia să vezi. Drumul blocat. Na, uite că este să-l calca, nu calcă. Uite, na, duba, uite, nus. Na, uite și tu. Na, uite. Bă, frate, acum toată elita vine de aici. Na, frate, uite și tu, frate. Da, sigur, voi să fii. Știi cum o să înferească... Ei, eu nu-ți mi-e zbura banii. Dulărei mii, dulărei mii. A, ori vedea acum ce mișine grea, o să-mi fac una de 5 de minute. Da. Uuuu, shit. Fool. Cum a fost? De picioare să-mi băg. Bună, mă, cam totul pentru partea asta de episod. Nu uitați să vă abonați, dați like, comment, share, subscribe. Ne data viitoare cu un nou episod. Și o să încercăm să jefuim banca data viitoare. Așa că, pe curând.